pentru amestecul benzinei cu ulei pentru rodaj, eu am folosit recipientul pe partea cealaltă unde scrie raport amestec, cum se vede, numai puțin. Unul la, nu știu dacă o să vedeți dumneavoastră, scrie 1 la 50. Am pus ulei până la 480,76 de mililitri, iar cu o siringă de preferat mai mare. Eu am o siringă de 2 mililitri de pe la copii. Am luat din acest recipient un ulei special pentru motoarele pe benzină în 2 timp curățire cu aer, 2 TT max de la Aruris, și am adăugat peste benzină 20 de mililitri. Deci trebuie să adăugăm 10 siringi cu ulei în acesta. Punem doar 2, deci 1, 2. Se pune capacul la recipientul de mixaj. Se agită foarte bine. Și acum se toarnă în rezervor și se începe rodajul. De menționat că este foarte important ca amestecul să fie optim, exact cum spune producătorul. Deci, repet, eu am folosit partea rezervorului gradată cu semne, unde scrie raportul 1 la 50, 1, 2 puncte 50, 1 la 25 am pus benzină și restul de 20 de mililitri până la 500 de mililitri am pus ulei. O să-l toarnăm în drujbă și o să încep să-i fac rodajul. Nu o să pot să mai filmez deoarece sunt singur și nu pot să mă descurc cu o mână. Momentan nu am nici suport, dar pe viitor îmi voi achiziționa și o să fie totul mult mai ok, mult mai profi. Pentru mine mi s-a părut foarte important și faptul că trebuie, deci am pus benzina în rezervorul pentru benzina amestecată cu ulei în raportul 1 la 50, cum v-am spus. Am pus-o în rezervorul ei destinat, și precum și uleiul, pentru a nu merge pompa de ulei pentru ungere lanță în golă, am pus completat și cu ulei de ungere. Puteți folosiți orice fel de ulei. Ulei de motor uzat, ulei de ungere special dacă aveți de la Rores, orice fel de ulei, dar numai să nu meargă în gol pentru a nu provoca stricăciuni la pompă. După ce ați terminat de umplut, adăugat lichidele, în partea din dreapta a mânerului, lângă accelerație, aveți un vizor, nu știu, o supapă de amorsare. Apăsați, deci, după cum vedeți, acum este goală, da? Apăsați pe ea până când se umple această supapă, uitați, deja a început să vină, și până când începe să refuleze în rezervor pentru a amorsa cu benzină, pentru a trage benzina. Și acum, pe urmă, trageți șocul. Puneți comutatorul acesta pe butonul ON și tot ce rămâne este să trageți de această mânieră cu șfoară până când pornește.
Eu nu o să pot să fac pentru că îmi trebuie ambele mâini să trag. De precizat că este periculos în momentul în care aveți lama să o porniți în mână. Cel mai bine o porniți jos pentru a nu vă răni, pentru a nu atinge lama cu lanțul dinții, a nu vă atinge corpul dumneavoastră. De precizat că rodajul se face fără lanț și fără lama. Se face așa la relantii, cum v-am precizat mai devreme. Am pornit drujba, am așezat-o pe un material pentru a nu provoca dauri pe piatră, pe pământ, pentru a nu intra în drujbă, în cazul de față, un preș, ce aveam la îndemână ce mai pot refolosi din casa veche și acum o să consumăm tot rezervorul de benzină, cum v-am spus, la fiecare 15 minute o accelerație 10-15 secunde la maxim pentru eliminarea uleiului din tobă și tot așa, repetăm până se termină rezervorul. Pe urmă mai facem încă un rezervor de benzină, îl adăugăm, îl ardem și pe acela și abia atunci abia atunci rodajul drujbei este făcut corespunzător.